Stăm de vorbă cu, mă rog, curatorul, colecționarul, organizatorul, mă rog, mai multe galeristul mai multe funcțiuni din singur. Câmpul artistic într-unul singur, cu domnul Damian Florea. Florin Niculiu, expoziție rară, surpriză, rară în sensul rarității alcătuirilor noastre. Cred că ultima expoziție Niculiu, cred că am văzut-o eu personal la Veronichi Art. Da. O galerie a fostului soț, da, lui Iosif Constantin Drăgan. O expoziție impresionantă acolo. Ce vedem aici? Florin Niculiu, o retrospectivă? E o tentativă de retrospectivă, sigur, pentru că aș vrea să fac vreodată în viață o retrospectivă Niculiu, dar acolo ar trebui să fim la muzeu, pentru că sunt multe lucruri, alte lucruri de văzut pe care eu le-am ocolit. Programatic, în această expoziție, nu puteam să pun aici un portret de Bălcescu, un portret de Mihai Viteazu. Trei istorici avem, trei personaje istorice, Voievoz mai, și... Da. Dacă aș fi făcut asta, se termina restul expoziției. Adică erau prea puternice, debalansau cumva zona... Mult prea puternice și mult prea importante. Avem și înainte de a intra un pic în Florin Niculiu, v-ați mai ocupat, ca să intrăm un pic în discuție chiar cum se potrivește cu genul de galerie pe care, de care vă ocupați, v-ați mai ocupat cu astfel de, să zicem, evocări artistice? Mă bucur artistice. Că ne cunoaștem mai bine de acum aici. Cum au fost celelalte? Am adică o mică introducere. Și da. M-am ținut să fiu modest întotdeauna și sper să rămân și acum cu picioarele pe pământ. Sunt fondatorul, alături de fratele meu, a galeriei Jean-Louis Cardello. Deci, sigur, acum știți despre ce vreau să vorbesc, dar dacă mă întorc la spațiu de aici, și el a găzduit, după ce fratele meu nu mai este printre noi, a găzduit expoziții, zic, importante. Una dintre ele, vreau să vă aduc aminte, în 2007, Horia Bernea, apoi Dorin Coltofeanu, un artist pe care îl preferați. Și nu că pe ceilalți ne-ați preferat, dar sunteți atașați. Știu că da, mereu când discutam, da, foarte tare, Dorin Coltofeanu foarte tare apare. Și am pariat, da, și pariez, da, pe, da, Dorin Coltofeanu. Da. Și mai spus câteva nume Ion, și apoi intrăm. Ion Grigore. Uh-huh. Am pariat și pariez și pe, da, el. Și cred eu că mulți colecționari o să-l dorească. Mi-am permis să-l avem aici pe Florin Niculiu reprezentat într-o fotografie de epocă, de atunci, de când era el în forță. Și acum o vedeți bine, sau camera o arată foarte bine, numai că ea nu se vede la intrare, chiar dacă este o expoziție dedicată oarecum în împlinirii a 25 de ani de când pictorul nu mai este, nu între, mai noi, este, da, între noi, dar fizic. N-am vrut să pară ca o comemorare, nu e normal. Și dacă intri, nu-l vezi pe Florin Niculiu, da, ci când vei pleca, îți vei lua la revedere. Un drama spun, coborând, da, pe altă dată. Da, coborând scările și, da, o să le arate operatorul, probabil în viitorul apropiat, coborând scările, o să ții la revedere de la Florin Niculiu. Când intri, nu-l vezi. E pe mâna, da, stângă fotografia și am plasat-o așa fel încât, sigur, m-am fost criticat de colaboratori că n-am scris numele artistului deasupra și am zis, cine vrea să-l cunoască, să-l recunoască. Da, da. Și recunoaște prin lucrare oricum. Bineînțeles. Și l-avem pe ușă. Bineînțeles. Nu, sigur. Da. Era o nuanță care trebuia să o facem. Da. Avem în față un panou, un perete cu desene în tuș din perioada, zicem, da, suprarealistă, marine. Din fericire, așa este organizată galeria, încât am putut să punem aici desenele, sigur, doar o sugestie, pentru că Florin Niculiu a fost un mare desenator. Este un mare încolo? Desenator, după părerea mea. Și aceste desene nu au fost văzute până acum, mai puțin acesta de jos. Cel din... Da, care a fost chiar într-o expoziție personală a domniei sale, undeva în 1968. Celelalte nu au fost văzute de public. Țărm infinit, da, Zircon, da, Iacov. Da. Da, e o serie un oraș în Israel, un oraș fondat de către români plecați de aici, de origine israeliană. În aici, practic, e o zonă, să zicem, dedicată desenului, lucrurilor pe hârtie. Am vrut să fie așa. Am vrut să fie așa, să fie cumva separat. Sigur, expoziția așa e intitulată, pictură grafică. Avem în expoziție 78 de lucrări, 40
uleiuri, 20 guașă, 10 desene pe care le-ați văzut chiar acum și o acuarelă care aparține doamnei profesor Beldiman, primită chiar de la artist. Ah, deci sunt și lucrări împrumutate, să zicem. Sigur, 5 dintre ele, dintre uleiuri, sunt de la Muzeul Național de Artă României. Așa. 2 de la Muzeul de Artă Recentă. Deci e o expoziție care practic e organizată cu un fond de lucrări din partea familiei artistului, probabil. Exact, din partea colecționarului aici de față. Da. Noastră altor colecționari. A celor două muzee, și public două muzee și privat. Și da. Mulțumesc pentru observație. Aici avem practic uleiuri din perioada, să zicem... 1966, o lucrare care a participat, nu știe multă lume și de unde să știe, într-o expoziție pe aeroportul Orly din Paris. Da, cred că era un spațiu, un loc inedit să fie expusă arta românească. Se întâmpla asta. Da. Se întâmpla asta. Am, bine, poate altă dată o să dezvoltăm. Am chiar o listă cu cei care au expus atunci acolo. Este un element pe care Florin Niculiu îl are aproape ca un leitmotiv. Sunt acele, nu știu, semințe, ciulin de baltă. Da. Se numește și este prietenul Florin Niculiu. Spunea el că l-a descoperit undeva în Călcâi, în 66. Și l-a și luat cu el în pictură. Și atunci a trebuit să se împrietenească pentru că n-avea de ales. Sigur, e o glumă, în același timp e și un lucru serios. Numai că el l-a luat și l-a însoțit în toată pictura lui. Toată pictura. Practic aici avem o zonă, să zicem, de peisaj, suprarealist, compoziții, văd alegorii. N-am chiar, să mă așez să zic suprarealist. Sigur da, că există acest fior. Un ton. Există acest fior. Prima, aici avem Casa Copilăriei. Aceasta e Casa Copilăriei. Există în fotografii. Eu o recunosc și știu, normal că aici n-ai de unde să-ți dai seama că poate să fie un castel, poate să fie o sugestie. Dar ulterior, după ce te lămurești, o să-ți dai seama, și nu vă tutuiesc, vorbesc impersonal, o să-ți dai seama că e aceeași casă, cu etaj, cu balcon și așa mai departe. Uitați-o mai bine acolo. Acolo și-a luat zborul, sigur pare că deja plutește. Sigur că da, descoperim, da, descoperim mulți artiști. L-ați cunoscut pe autor, pe Florin Niculiu? Era în program. Era în program. Era în program să-l cunosc. Nu. Răspuns, direct. Deci prin operă, să zicem. Nu mai prin operă, ceea ce îmi dă distanța necesară. Aprecierii de, da. ca și colecționar, cât și ca și curator. Aici revedem elementul acesta care, mă rog, într-o formă sau alta, da, el e un leitmotiv al operei. Nu vă faceți probleme. Îl regăsim. Îl regăsim, nu o să ne întoarcem la el. Sigur că da, din nou casa. Cum de v-ați apropiat, până la urmă, de Florin Niculiu, de arta lui? Adică, care au fost motivele sau măcar... Sunt un colecționar de artă, aș zice, cunoscut. Repet încă o dată, n-am uitat ce am spus la început, că sunt rezervat, sunt modest. Și așa e structura. Nu o parte din lucrările am expus și noi chiar anul acesta în Muzeul Național Cotroceni, în cadrul expoziției reprezentări feminine din arta colaborăm românească. Colaborăm mai mult, încă de la și Bășteni. Acolo am avut o zonă, o zonă, să zicem, din colecție, mai ales din zona interbelică, dacă ar fi să o periodizăm. Aici avem o zonă artă românească contemporană. Sigur că da. Păi, așa se numește și textul meu. Mereu contemporan. Așa, revenind la întrebare, cum ați ajuns să-l apreciați, pe Florin Niculiu? Sau care a fost cum să nu-l apreciați? Care a fost contactul? Niculiu, da, care a fost contactul? Care a fost prima lucrare pe care a fost? Prima lucrare, prima lucrare. Haide să vă duc la ea sau haide să mergem către ea. O să vă arăt. Poate că e asta. Cel infinit. Da. Poate că asta. E practic o serie întreagă de aceste. Poate că asta, nici eu nu mai știu. Sunt ani de atunci de când îl colecționez pe Florin Niculiu. Iată, deci o istorie și de atunci se pregătește el pentru expoziția asta. Și eu, bravo, împreună. Da, frumoasă colaborare peste timp, până la urmă, iată că lucrurile. Dar credeți-mă că e așa. Un lucru are nevoie să se pregătească. Aici avem grădini, păduri, temă recurentă.
probabil că ne puteți spune și despre artiștii din siajului, din, să zicem, angreajul lui Florin Niculiu. Niculiu reprezintă o generație. Paul Gherasim, Horia Paștina. Horia Paștina, sigur, este un prieten și un colaborator, sau a fost pe vremea când Florin Niculiu trăia. Dar nu este de aceeași generație. Acum vorbeam cumva oameni din artiști, din anturajul creativ, să zicem, cei care îi vizitau grădina, cei care... Dar vreau să mă duc un pic mai în urmă. Da, haideți să luăm mai din Doru Bucur. Doru Bucur, da, un artist care... A fost un artist... Autodidact, mă rog, a făcut o carieră... Important, la care Niculiu ținea extraordinar de mult. Mm-hmm. Există declarații ale lui Florin Niculiu în presă, în susținerea lui Doru Bucur, atenționări ale noastre, ale colecționare și ale iubitorilor de artă, să avem grijă de Doru Bucur, să nu-l uităm și așa mai departe. O să revin asupra Doru Bucur, probabil altă dată o să discutăm, pentru că merită. Merită evocat, sigur că mult mai mult decât o emisiune. Au fost importante aceste grădini. Mă întrebați de ceilalți colegi de generație, Vasile Varga. Vasile Varga, un cercetător al culorii, da. Și de care nimeni nu mai vrea să știe acum. Nu pentru că n-ar trebui, pentru că astea sunt vremurile. Da. Și nu o să invoc acum războiul din proximitate. Categoric nu are legătură cu acest lucru. Dar revenim la tema grădinilor, adică știm că Florin Niculiu avea o grădină Le avem proprie. Aici, le avem și pe stânga și le mai avem și în față și le-am depășit cumva, pentru că n-am putut sau nu putem să acoperim toată expoziția vorbind. Da. Sau nu într-un timp atât de scurt. Da. Grădinile, da, avem cele patru teme pe care el le-a cultivat cu precădere. Țărmul, grădinile, Țărmul infinit, grădinile, pădurea și casa copilăriei. Și casa copilăriei, cea care la un moment dat o ia între nori în zborul. Și o ia cu el și pe Țărmul infinit între lucrări. Adică, probabil că acolo e o probă a vizitei lui în zona când era fericit. Uh-huh. Revizitând cumva copilărie. Idealul, copilăria. Da. Uh-huh. Toți suntem fericiți când suntem copii. A fost un artist, din câte știu, destul de, cum să spun, atașat, cum se și vede, dintre zona aceasta a grădinilor și a cultivat propria grădină și a cultivat proprii colegi artiști în acel spațiu. Știu că era vizitat inclusiv de câțiva, să zicem, colecționari ai vremii în acel spațiu, inclusiv încercând o construcție acolo, un turn în curtea grădinii. Da, există și acum, o chestiune, să zicem, cumva așa, pentru care nu toți prietenii îl apreciau sau nu neapărat îl îndemnau să continue acea construcție, unde el urma să scrie niște cărți, urma să își proiecta astfel de vise. Ce-mi spuneți acum, oarecum îmi completează mie informația, pentru că nu sunt posesorul tuturor informațiilor și apreciez discuția pe care o avem. Mai era... Eu pot să vă spun că, într-adevăr, acel turn există și un pic lăsat așa într-o veșnică construcție în grădina pictorului. Pot să vă spun în același timp că, într-adevăr, a avut parte și de invidie și nu știu asta de la el, pentru că v-am spus că nu l-am cunoscut personal, dar am citit lucrurile pe care le-a scris un alt artist important, Sabin Bălașa, și vorbește despre asta, despre invidia colegilor. Da, probabil că ăsta e un sentiment. Noi acum nu-l mai denumim așa. Nu-l mai denumim așa, dar în orice domeniu probabil că există. Aici avem câteva lucrări. Țărm crepuscular, din nou, dar deja e cu totul altă pensulație, cel puțin în lucrarea asta deja e un pic mai exuberant, adică pare aproape spre Ioana Bătrânu, scuze, fac analogii, poate care unele n-ar fi suportabile de urechile tuturor, dar arată... Putem merge și într-o zonă, de aici îl regăsim un pic inspirat și pe Sabin Bălașa, dacă îmi dați voie. Posibil, nu știu, vedem mai multe, da, vedem mai multe zone, da. Golgota pe Țărm. Aceasta e o lucrare care aparține Muzeul Național de Artă a României. Vanități și speranțe pe plajă. Cred că era și un bun, să zicem, un bun poet în intitularea lucrărilor. De multe ori știu că lasă loc de poezie în titluri și din ce spuneau Era în colaborare lui. Sau era iubit de poeți.
Da. Avem aici un text de Ion Alexandru pe care l-am pus. L-am văzut la Dinea Oră. Avem poezii de Leonid Dimov. Avem 10 poeme dedicate picturii lui Florin Niculiu, iată. Tudor, deci a devenit... George Tudor. Muzica. Muzica era pentru el importantă. Legenda și timpului. Spun aici despre muzică, nu spun eu. Să ne prezentați și albumul. Deci, practic, e un album alcătuit pentru, pentru cu acest această prilej. Expoziție. Pentru această expoziție. Avem... iată, este tipărit la editura Dynasty Print 2022 București. Expoziția rămâne deschisă până în noiembrie 2022. Cred că se vizitează pe bază de invitație sau pe bază de... Rămâne deschisă aproape aproximativ o lună de zile, între orele 11 și 17. Iată-l pe artist. Iată-l pe artist, într-o poză inedită, într-o fotografie inedită. Și iată aici am pus lângă el cel mai important premiu. Festivalul Internațional de Pictură din Cannes-sur-Mer. Trebuie spus că din Franța. Da, era un, să zicem, era un fel de nu știu cum să zic, barometru al picturii din perioada respectivă. Artiștii doar să ajungă acolo erau fericiți, doar și el a luat premiul național. Da. În 1970, un român. Da. Câți mai știu asta? Da. Dintre noi. Din păcate, dar lucrurile astea, nefiind puse, readuse în atenție prin expoziții de acest fel, se uită destul de ușor. De altfel, avem un text de Pavel Șușară. Ar trebui să spunem că în 2018, dumneavoastră pomeneați de expoziția de la Veronichi, în 2018 Pavel Șușară a făcut o expoziție. Așa este, da. La el. La Muzeul de Artă Modernă și Contemporană Pavel Șușară, un muzeu privat ca și mare, muzeu deschis. Ceea ce e foarte important. Cu expoziții temporare și tematice și iată că un elogiu a fost această expoziție pe care a dedicat-o lui Florin Niculiu. Un text, mereu contemporan. Un text semnat de către mine. Iată, da. Inclusiv cu extrasul acela de poezie. Și un alt text scris de doamna profesor Beldiman, care a fost una dintre muzeografele care a participat și care a contribuit la expoziția din 1979, care a avut loc la Muzeul Național de Artă a României, a artistului. Ce bine că ați putut să o readuceți. Sper să vină și astăzi la expoziție. Grozav, ar fi grozav să ne revedem cu dumneai ei. Și de-aia vă spuneam că poate că o să aveți ocazia să vorbiți cu oameni poate mai avizați decât mine. Ne uităm acum la Intervale. Iată, o lucrare din lucrare pe care... nedatată, dar e o compoziție destul de complexă, adică elemente care nu prea le revedem în pictura dumnealui. De la gânditorul din Hamangia la, mă rog, în textul meu Sputnik, am făcut vorbire sau, am făcut vorbire despre aceste reprezentări. Deci avem acolo sateliți și energie aceste eoliană. Aceste spații ancestrale, legendare, populate cu fel și fel de închipuiri sau nu. Dar oricum, o cromatică destul de, să zicem... un colorist extraordinar. Da. Deci... sensul expoziției, sau, eu știu, imboldul de a face această manifestare, a avut mai multe resorturi. Unul dintre ele, aș vrea să-l spun acum aici, este acela că mi-am pus întrebarea, care v-a spus-o și dumneavoastră de bun simț, de ce Florin Niculiu nu e cunoscut pe măsura talentului, a înzestrării și a artei? Cine e Florin Niculiu? Eu știam cine e Florin Niculiu și m-am întrebat și m-am spus, ce-i trebuie un artist să fie? Și am enumerat câteva criterii subiective sau nu sunt subiective, dar care mă vizitau pe mine. Da. Și pornim de să fie apreciat de critica, de specialitate. Și Florin Niculiu a fost. Vreau să pomenesc aici pe un fan de al Florin Niculiu care nu mai e Dan Hăulică. Da. Doi, să fie. Și pot proba ce spun. Da. Doi, să fie acceptat de către muzee. Da, am vorbit mai devreme despre trei muzee. Da. Și multe dintre ele, iertați-mă, două dintre ele l-au preferat după ce Florin Niculiu nu putea să le bată în poartă, ca persoană. Da. Deci vorbim despre valoare. Trei, să fie premiat.
Am vorbit mai devreme de premiul din Franța, premiul național. Exact. Nu vorbim, nu că n-ar trebui, dar vorbim despre premiul Uniunii Artiștilor Plastici, un premiu care atunci... Atârna greu. Și astăzi atârnă greu și astăzi, aceste premii, da? Firește, perioada zic... de înainte era cumva o competiție mult mai dură, atâta vreme cât oamenii nu se puteau distribui pe o zonă geografică internațională. Mulțumesc, asta... Da. Și patru, dacă este validat de către public, de către colecționari. Iar aici avem lucrări de gouașe sau ce? Da, ce da, de da, tehnică? Gouașe. 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 Mm-hmm. Astea par mult mai proaspete în sensul... Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Nimeni nu le-a văzut. Adică publicul larg. Aici avem jumătate din lucrări, nu le-a văzut nimeni. Cum se face că o operă atât de, să zicem, a unui artist atât de important rămâne în continuare neexpusă? Dintr-un noroc sau dintr-un ghinion? Cum vreți, de unde să privim? Hai să le privim acele de două. Norocul este da. Că există sau a existat în viața artistului o nepoată dedicată, iubitoare și de Florin Niculiu și de opera lui, care a avut grijă să păstreze aceste lucrări în mapă, neatinse. Iar ghinionul? Ghinionul e că nu le-am văzut până acum. Nu le-am văzut până acum. Și iată, n-au fost circulate în spațiu public și noi nu le-am putut, să zicem așa... Exact. Rediscuta. Discuta și, da, firește, pune în acest muzeu măcar al muzeu imaginar. Corect. Al nostru, mă al spuneți foarte bine. Românești. Adică, apreciez ce spuneți și cer scuze. Da, deci e o victorie. E o victorie categorică, operă, iată, închegată, operă completă, putem spune, operă încheiată din punctul ăsta de vedere, însă care își așteaptă de multe ori redescoperitorii. Sunteți un colecționar, Niculiu, acum ne bucurăm să putem prezenta acest aspect care sperăm să aducă, cum să zic, interesul și altor colecționari Niculiu pentru acest eveniment și nu numai, și pentru artiștii generației care face parte. V-am spus care e motivația și motivația mea crește oarecum ca și cozonacul lăsat la dospit. Îmi dau seama cum, că eu am și scris în textul meu că această expoziție vine și ca o provocare față de instituțiile care se ocupă de zona culturală, de la media, bine ați venit, până la muzee. Spuneam că ele sunt datoare aceste instituții să constate că avem modele și împreună sau separat să le promovăm și să le arătăm generațiilor care vin. Pentru că există nevoia în această poluare, și îmi cer scuze pentru acest cuvânt, de modele, de repere. Așa este. Și părea un pic critic, eu venind și din interior și cum doriți dumneavoastră, nu vreau să mă prezint acum complet. Părea un pic critic și fără soluții. Și atunci am fost obligat să mă gândesc, să încerc să mă gândesc și la niște soluții sau să încerc să mă gândesc de ce se întâmplă asta. Și primul gând care mi-a venit e că acum Universitatea de Arte a desființat masterul la istoria artei. Deci gândiți-vă că de mâine, noi nu o să mai avem crescuți, dați-mi voie să fiu sintetic, să spun, arbitri. Sau specialiști. Arbitri, da, ce-ar fi un sport sau ce-ar fi toate sporturile fără arbitri? N-ar mai fi așa cum le știm. Și întâmplarea face că acum ne desfășurăm și chiar și acum arbitrii sunt din ce în ce mai rari. Pentru că vorbeam mai devreme de Hăulica. Și de mulți alții care sunt pe aici. CRC-ul, da. Dan Grigorescu. CRC Corneliu Radu Constantinescu, pentru da, cei corect, care... Corect. Da. Dan Grigorescu și mulți alții. Cine le-a luat locul? Da, deocamdată experții, să zic, părăsesc scena, pentru lăsând ce? Locuri și libere... Putem avea o discuție, da. Aici vreau să ajung. Da. Mi-am dat seama că această expoziție va naște... mai multă lumină decât mintri cu ea. Da. Și poate cu ajutorul dumneavoastră căpătăm și niște răspunsuri. Am câteva idei. Pentru că, repet, avem nevoie de soluții. Așa e simplu să spui. Guvernul, nu, cultura... Categoric, nu încercăm să... Nu, vorbesc despre mine, m-am gândit, te gândești, da, ești om, da, gândești. Da.